pentru care ne adunăm astăzi aici, și anume să discutăm măsuri prin care putem să prevenim probleme care ar putea să apară în economia României după criza de coronavirus. Acum, înainte să spun câteva cuvinte despre măsurile pe care probabil le vom discuta, două vești care mi s-au părut bune despre criza sau boala generată de coronavirus. M-am interesat un pic de starea celor care au fost găsiți pozitiv, deci cei 30 care sunt declarați bolnavi. Și am constatat că starea lor generală este bună. Mai exact, mai mulți dintre ei nu au niciun fel de simptom. Mai mulți dintre ei au simptome foarte ușoare de tip răceală. Câțiva au simptome de tip gripă. Până și persoanele mai în vârstă, care au și alte probleme de sănătate, au o stare generală acceptabilă. Asta ca să demitizăm un pic boala, fiindcă am citit câteva articole ieri unde se vorbea despre un virus ucigaș într-o manieră foarte apocaliptică. Deci la noi, până acum, avem noroc și cei găsiți cu coronavirus au o stare generală de multe ori mai bună decât poate s-ar fi așteptat unii. A doua chestiune, sunt foarte mulțumit de felul în care guvernul Orban gestionează această criză. Măsurile care au fost luate mi se par potrivite, au venit la timp și vreau să-mi exprim toată aprecierea pentru premierul Orban și pentru toți cei care sunt implicați efectiv în gestionarea acestei crize. Repet însă, nu putem să lăsăm totul în seama autorităților, trebuie și noi fiecare să acționăm responsabil, să evităm panica, să evităm isteria. În ce privește întâlnirea care va începe peste câteva momente, e foarte clar și asta am aflat și ieri de la ceilalți lideri europeni, că lumea se așteaptă la un recul în economie după ce se termină criza de coronavirus. Sperăm să se termine poate deja în câteva săptămâni. Și atunci e clar, noi nu vrem să pierdem timpul și deja pregătim împreună un plan de măsuri. Avem o întâlnire cu toți specialiștii, cu mediul privat astăzi pentru a începe în acest grup de lucru, să vedem ce măsuri ar fi fezabile, care pot fi pregătite, cum pot fi pregătite, în așa fel încât reculul din economie să fie tratat foarte rapid și să nu pierdem nici vreme și să nu pierdem nici banii românilor. Sigur, ceva urmări vor fi, chiar dacă am aflat că ministrul finanțelor s-a pregătit foarte bine pentru această situație. M-a asigurat astăzi la Cotroceni, când am avut discuția noastră, că nu vor fi niciun fel de probleme cu plățile în următoarele luni, dar sigur, pe la mijlocul anului se va trage linie, se va face cu siguranță o evaluare foarte serioasă și atunci, la momentul respectiv, vreau să știu că avem deja măsurile fie în curs, fie pregătite pentru a putea merge bine mai departe. Ați discutat despre un posibil România din punct de vedere economic pentru astfel de epidemie și pentru ce urmează? Asta vrem să elucidăm acum, de aceea ne-am întâlnit. Vedeți în sală că sunt persoane care vin din toate domeniile relevante. Eu am încredere în guvernul Orban și cred că se vor găsi cele mai potrivite măsuri. În întâlnirea bugetare pentru a acorda sprijin financiar și fiscal, așa cum au cerut, de exemplu, companiile din transporturi care deja au pierderi? Asta sigur este o discuție care va începe astăzi și guvernul va evalua în ce măsură și cum pot fi sprijinite
mai ales întreprinderile mici și mijlocii, care nu au resurse să reziste foarte mult, dar și sectoare, sigur, care deja acum suflă un pic mai greu, cum sunt, de exemplu, transportatorii. Dar aceste lucruri vor fi pregătite începând de astăzi. Domnul președinte, mai mulți lideri politici vă cer să declarați stare de urgență. Doream să mă întreb când s-ar putea impune o astfel de situație să declarați stare de urgență. Dacă îmi permiteți să vă dau un sfat așa colocvial. Dacă vă uitați la televizor și vedeți politicieni care dau sfaturi la toată lumea și le știu pe toate, eu vă sfătuiesc să schimbați canalul. Luați sfaturile de la autorități, autoritățile sunt pregătite, vă dau cele mai bune sfaturi și sunt, cum se spune, pe fază. Deci ceea ce comunică autoritățile care se ocupă de gestionarea crizei, asta este indicația care e bine să fie urmată. Mulțumesc.